Peste 80 de cadre didactice cu un număr de 77 de lucrări s-au înscris la cea de-a 5-a ediție a conferinței Creativitate și Inovație în Educație. Scopul a fost de a facilita schimbul de bune practici, de inovații și idei, pentru că materia de dascăl, spun cadrele didactice, necesită să înveți permanent, chiar și prin activități de educație non-formală. În cadrul evenimentului, profesorii au prezentat lucrări științifice, metodice sau pedagogice, în detrimentul a 7 secțiuni care au fost prezentate la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian și Colegiul Național Unirea din Târgu Mureș. Chiar și eu am o lucrare, este o lucrare care ridică o întrebare vis-a-vis de ce este școala românească. Este o organizație tradițională, birocratică sau o organizație care învață? Potrivit celor declarate de profesorul Cristian Achira, în spatele celor 50 de minute de predare a unei materii la clasă stau ore întregi de dezvoltare personală și studiu individual. Asta pentru că atunci când ajungi acasă, nu te dezbraci de meseria de profesor. Această meserie de profesor este ca nicio altă meserie, pentru că profesorul trebuie să fie atât profesor, cât și părinte, lider, manager, formator de caractere, mentor, chiar și prieten cu elevii. La eveniment au fost invitați reprezentanții ai unor instituții cu care Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian este în strânsă colaborare. Formarea dumneavoastră asigură mai departe dezvoltarea calității învățământului și a educației în general. Însă valorizarea acestei formări se poate observa în rezultatele elevilor dumneavoastră, în profesionalismul și profesiunea de care dați dovadă, atât ca dascăli cât și ca formatori. Rectorul Universității Petru Maior din Târgu Mureș a vorbit despre importanța pe care UPM o acordă relației dintre universitate și învățământul preuniversitar. Noi, fără activitatea dumneavoastră, nu putem exista. Universitatea, așa cum este ea, după 56 de ani de activitate, este un centru totuși de educație, de cultură, un centru spiritual unde se desfășoară săptămânal două sau trei activități. Prezența dumneavoastră în universitatea noastră trebuie să fie o chestiune normală și să fiți de-ai casei. Prezentarea lucrărilor s-a încheiat astăzi și s-a derulat în paralel la Colegiul Național Alexandru Papiu Ilarian și Colegiul Național Unirea, având ca scop promovarea demersului didactic creativ și a exemplelor de bune practici în domeniul educațional.